Nu există garanția că totul va funcționa perfect. Pentru că în nicio țară europeană nu funcționează perfect toate aceste chestiuni. Nu suntem nedreptățiți, dar cred că aici începe să devină o chestiune excesivă din partea Comisiei Europene. Președintele Senatului a spus că, uitându-se pe evoluția unor astfel de rapoarte, începe să capete impresia că MCV o să se poată prelungi la infinit. Și asta în condițiile în care, susține Tăriceanu, țara noastră a făcut progrese mari în domeniul justiției. Eu cred că nu putem să punem sub semnul întrebării, eu știu, lucrurile fundamentale. Este România sau nu este un stat de drept? Cred că răspunsul la această întrebare nu poate să fie decât unul singur și cred că și Comisia Europeană, până la urmă, va trebui să accepte că altfel, dacă lucrurile vor continua în acest fel, începem să facem un fel de exces de zel. În acest an, Parlamentul a fost oaia neagră în raportul MCV. Legislativul a fost criticat pentru că nu a respectat deciziile ANI în cazurile de incompatibilitate și pentru că a respins sau tergiversat cereri ale procurorilor de ridicare a imunității unor aleși. Documentul Comisiei Europene atrage în același timp atenția și asupra situației de la DIICOT după reținerea Alinei Bica.